tuturor, bine ați venit și îl lăudăm pe Dumnezeu pentru această nouă posibilitate când putem să fim împreună și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce face în viața noastră. Ne uităm la ceas și vedem că am sfârșit într-o nouă zi, conform Scripturii care spune că ziua începe cu o seară și apoi o dimineață, dacă citim Cartea Genezei. Și odată cu apusul soarelui, noi am pășit în cea de-a șaptea zi din săptămână, adică ultima zi a săptămânii. Zi despre care Dumnezeu spune că este sfântă și binecuvântată de la creațiune. Iar scopul acestei zile, mai ales după căderea omului în păcat, este de a ne aminti de unde am căzut și de a ne întoarce din nou în locul acela. De altfel, în capitolul 20 din Cartea Exod, de la versetul 8, spune: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Practic, această poruncă se termină cu amintirea creațiunii. Amintirea faptului că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, tot ceea ce se află și vedem pe acest pământ, Dumnezeu le-a făcut în 6 zile, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. Și Dumnezeu ne cheamă încă o dată în această zi să ne odihnim, să ne bucurăm în El, chiar dacă trecem prin necazuri, prin probleme, prin suferință, și să ne aducem aminte de veșnicie, să ne aducem aminte de unde am plecat și că Dumnezeu ne cheamă înapoi în Eden. Și invit grupul să laude pe Domnul cu imnul Fi lăudat, apoi sora Mariana Ciocan va lăuda pe Domnul cu o poezie. Yeah.
cină ucenicii, căci Iisus i-a adunat, să-i învețe, să le spună că au multe de învățat. Fiindcă El le pregătește, parcă se pregătește, patimile să le înfrunte, iar la ultima lor cină, vrea ca ei să-L asculte. Și le dă Iisus paharul mulțumind lui Dumnezeu, să-L împartă și să-L dea, căci din rodul viței El curând nu va mai gusta. Doar când Marea Împărăție a lui Dumnezeu cel Sfânt va veni cu judecata pentru cei de pe pământ. Apoi pâinele a împărțit, tot mulțumirea aduse, trupul lui ce se jertfește în curând pe acea cruce. Legământul nou încheie dându-le Iisus paharul, sângele său sfânt va curge când va înfrunta calvarul. Pentru toată omenirea cea căzută în păcat, El va fi mielul de jertfă, răstignit, bătut, scuipat. Iar cel care îl va vinde, se afla chiar printre ei. Cel ce întinse în plin cu Domnul, se grăbi la farisei. Iuda Iscarioteanul, 30 de arginți primi. Cum să-l prindă pe Iisus, cu preoții se domni. Apoi ucenicii în zarvă au mare supărare și se ceartă între ei. Cine este cel mai mare? Dar Iisus îi liniștește și îi ia încetişor. Cel mai mare e cel mai mic și îi slujește tuturor. Căci o împărăție eu vă voi pregăti în cer. Veți domni, veți judeca pe poporul Israel. Veți mânca cu toți la masă în împărăția mea. 12 seminții, toate le veți judeca. Apoi Domnul cu blândețe lui Petru începe a-i spune. De 3 ori astăzi, Simone, te le-ai lepădat de mine. Doamne, îi răspunse Petre, și la moarte merg cu tine. Nu, Petre, nu vei putea. Când cocoșul o să cânte, de 3 ori mă vei nega. Și cântară o cântare, apoi au ieșit pe munte. În grădina Ghețimani, rugăciunile au fost multe. Și le spuse să se roage, să nu cadă în ispită, însă ucenicii triști adormiră într-o clipă. Iisus se ruga fierbinte și cu fața la pământ, iar sudoarea de pe frunte sânge se făcu curând. Căci în chinul ca de moarte, El la Tatăl se ruga să îndepărteze paharul, dar să facă voia sa. După ce s-a ridicat, îi văzut pe ucenici, adormiți și i-a trezit. Să se roage neîncetat, El iarăși a îndemnat. Și pe când vorbea cu ei, iată că veni o gloată. Și cu Iuda în fruntea lor, se grăbiră ca să-l vadă. Căci numai cu o sărutare Iuda-l făcut cunoscut, dar când vrură ca să-l prindă Petru, iată ce-a făcut. A scos sabia din teacă și urechea i-a tăiat slujitorului de preot, dar Iisus l-a vindecat. Și i-a spus lui Petru îndată, bagă sabia în teacă, trebuie să beau paharul ce mi-a fost dat chiar de Tatăl. Și așa a fost luat și a fost dus la judecată. Tot ce le-a prezis Iisus s-a și întâmplat de dată. Petru, stând la foc în curte, a fost întrebat mereu. Nu cumva ai fost și tu cu acel Iisus evreu? Nu, răspunse Petru îndată. Nu-l cunosc pe acest Iisus. De 3 ori l-a lepădat, dar și-a dus aminte apoi când cocoșul a cântat. Și ce plânse cu amar și ieși din curte afară. Inima ei și-a predat Domnului a doua oară. Și bătut, batjocorit, Iisus, fără nicio vină, a fost găsit de Pilat și Irod deopotrivă. Însă preoții de seamă nu au avut eliberarea. L-au învinuit degeaba și au îndemnat mulțimea ca să-l ceară pe Baraba. Și dă dură crucea în spate și oțetea au dat să bea. Iar coroana cea de spini chiar pe frunte îi stătea. Și fură stinit pe cruce, între doi tâlhari l-au pus. Unul îi vorbi cu ură și îi spuse lui Iisus, mântuiește-te pe tine și pe noi de bună seamă. Dacă zici că ești Hristosul, zise, fără nicio teamă. Celălalt tâlhar răspunde, primului ce fără minte, îl batjocori pe Domnul cu murdarele cuvinte. De Dumnezeu nu ai frică, tu care ești vinovat, omul acesta n-a făcut picătură de păcat. Să-ți aduce aminte, Doamne, împărăția ta și de mine păcătosul, rogu-te, nu mă uita. Azi îți spun că lângă mine vei fi în rai fiindcă ai crezut.
apoi ceea ce urmăm vă voi face cunoscut. Toată țara a fost cuprinsă pe la ceasul al șaselea de un întuneric mare până la ceasul al nouălea. Apoi perdeaua din templu s-a rupt chiar de sus în jos. Stâncile s-au despicat de un cutremur de pământ ce s-a pornit imediat. Iar Iisus își dete Duhul, strigând tare către cer și încredință cu totul Tatălui Său, Dumnezeu. Mormintele s-au deschis și mulți sfinți au înviat, intrând în sfânta cetate, multora s-au arătat. Sutașul și toți ceilalți tare s-au înspăimântat, au slăvit pe Dumnezeu și au recunoscut îndată pe Iisus ca Fiul al Său. Mai apoi, după ce coasta cu surița i-au străpuns, veni Iosif să-l îngroape, dar cu frică, pe ascuns. Nicodim l-a îmbălsămat cu miresme, aloie, smirnă, în nid l-au înfășurat și apoi l-au pus la odihnă. Preoții și fariseii, iude la Pilat venind și mormântul lui Iisus îndată de cerviră. Și-au păzit bine mormântul, strajă bună ei au pus, de teamă ca ucenicii să nu-l fure pe Iisus. Dar iată că a treia zi, când Iisus a înviat, piatra a fost dată deoparte, pământul cutremurat. Straja a întremenit și a rămas ca morți cu toți, iar Maria, căutându-l, îl văzu înviat din morți. Și a fugit la ucenici și le-a dat vestea cea mare, că Iisus a înviat, ca să știe fiecare. Iar Iisus, în Galileea, i-a întâlnit pe ucenici, unde Duhul Sfânt le-a dat. I-a trimis în toată lumea ca să învețe și pe alții tot ce El i-a învățat. Și din Evanghelia sa, ei se propovăduiască, pentru ca toți cei ce cred, Domnul să-i mântuiască. Și s-a înălțat la cer, spunându-le că mereu va fi cu ei și s-a pus la dreapta lui Dumnezeu. Amin. Mulțumim pentru acest mesaj care ne-a reamintit despre jertfa Domnului Iisus. În Psalmul 146 spune: lăudați pe Domnul. Laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Aceasta este una dintre misiunile noastre care au fost încredințate pe acest pământ. Să lăudăm pe Dumnezeu cât avem suflare. Și vom face în continuare în această seară lucrul acesta și îl invităm pe Mario să laude pe Domnul cu imnul pe care l-a pregătit, după care domnul doctor Valerian ne va spune o poezie. Știu că tu mă ții.
Nu vine din raftele vreunei celebre biblioteci. A coborât de dincolo de stele sub semnătura celui din veci. Nu poartă semnele marilor cărturari, în rescrisului meșteri. Dar recunoști pe ea amprentele îngerilor ce au păstrat-o pentru tine, prin foc, prin ape, prin grotele pământului, prin peșteri. Da, pentru tine. Cerul adunat între două coperți să te învețe, să speri, să iubești, să ierți. Pentru tine veșnicia nenumăratelor zile și-a spus înțelepciunea în câteva file. O cunoști dintr-o mie, după felul cum stă ca o stâncă prin senin și furtun mărturie, prăfuită poate de durerile lumii de ieri și de mâine, dar pe fiecare pagină apă și pâine. Uitată ca o comoară în ruină de o lume ce este străină, dar cu atât mai mult adevăr și lumină. Deschide-o frumos și citește. Așa e că-ți vorbește, cerește. Nu te opri, citește înainte. Ai mai avut vreodată sub privire așa minunată? Nu închide, citește mai departe. Așa că îți vorbește cum ești salvat de la moarte. Citește-o. Citește-o. De ce te-ai oprit? E ceva ce n-ai priceput? Nu-i nimic. Ia-o de la început. Nici nu o să ajungi la citit jumătate și o vei simți în inimă că-ți bate. Din Sfintele vorbe să obin doar câteva și o vei simți ca viața în răsuflarea ta. Citește-o. De ce plângi? De ce te-ai oprit? Ai ajuns la o pagină sângerâtă a iubirii? Ai văzut acolo pe cineva răstignit? Citește-o. Asta e, fiindcă atât de mult te-ai iubit. Citește, citește, nu te întrista, nu ești singur. Îngerul lângă tine veghează și fiecare cuvânt ți-l luminează. Ai obosit de atâta măreție și vrei să-ți faci din lacrimi bucurie? Fie. Și acum, îngenunchează lângă ea, dar lasă-i minunatele pagini deschise. Cartea cărții o să plouă în timpul rugii peste tine, acele osanale ce n-au putut fi scrise, și în fiecare amor și în orice răsărit, aceeași carte de citit, și chiar și atunci când rostul vieții tale și rostul a toate cer și pe pământ l-ai înțeles de plin, nu închide cartea. Mai citește încă. Și de la adânc de suflet zi. Amin. Amin. Era îndemnul să nu închidem cartea, o deschidem din nou și citim la Psalmul 34. Spune așa. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Nu este ușor să-L lăudăm pe Dumnezeu chiar în orice vreme. Și lauda Lui să fie tot timpul în gura noastră. Dar dacă vom face lucrul acesta, vom avea parte de multe binecuvântări. David a scris psalmul ăsta într-un moment foarte greu din viața lui. El a spus cuvintele acestea când a făcut pe nebunul. A fugit de Saul, după aia a făcut pe nebunul la Abimelec ca să scape cu viață. Și după ce a avut experiența asta, în loc să spună, Doamne, nu mai mă lepă de credință, nu mai trebuie nimic, el a zis, nu, voi binecuvânta pe Domnul. Chiar și după ce am făcut pe nebunul, chiar fugați, chiar dacă oamenii mă urăsc, și mi se întâmplă multe lucruri negative, lauda lui Dumnezeu va fi totdeauna în gura mea. În continuarea programului, invităm pe Cristi și Mary să laude pe Domnul cu imnul pe care l-au pregătit. Apoi, fratele Petrică de la Matra, pentru că mai avem un frate Petrică aici,
va lăuda pe Domnul printr-o experiență, după care vom asculta o cântare de grup. Încă nu i-am pus un nume, îi zicem grupul de la Matca. Da? Până la finalul sezurului o să vedem, găsim un nume. Misiune bine cu mine. M-a adus aici la dumneavoastră și
am experimentat un lucru frumos. Și alt lucru mai interesant. Am întâlnit oameni care poate din vedere, nu știm cum ne cheamă, dar nu știm cum viața aceasta ne va intersecta și poate ne vom întâlni pe la București, pe la Brașov, pe unde o fi și dar ăla e fratele care ne-a întâlnit la Băneală. E extraordinar. Da, și vreau să vă spun cu această ocazie. Experiențe sunt multe, că atunci când pe Dumnezeu de în viața ta, atunci Dumnezeu nu te lasă fără experiență. Când îți dai viața lui Dumnezeu, lucrurile sunt atât de captivante, încât unii oameni spun că atunci când îți dai viața lui Dumnezeu, ai pierdut bucuriile vieții. Dar să știți că tocmai atunci când îți dai viața lui Dumnezeu, tocmai atunci viața începe și are calitate. Spunea un mare om, spunea așa, zice, dacă ai să mănânci cum trebuie și ai să trăiești cum trebuie și ai să te purci la vreme și ai să îngrijești trupul acesta care Dumnezeu ne l-a dat în dar, zice, poate n-ai să trăiești mai mult. Dar, zice, dar trăiești mai mult. Dar nu trăiești rezămând policlinica. Adică o viață de calitate, o viață frumoasă cu Dumnezeu. Ce vom prezenta în această seară are o încărcătură spirituală deosebită. Și din motivul acesta am căutat să delegăm una de alta și voi face prezentările și după aceea vom da curs la lucrurile care le vom spune. În primul rând vreau să spun că eu sunt un om care intru în casele oamenilor și când intri în casa unui om, ce vezi acolo? Când vezi o coajă de pâine uscată și începi să intri prin uși, ai să găsești un bătrân într-un colț, ai să găsești un bolnav într-un pat, ai să găsești familii ruinate, ai să vezi multe lucruri când intri în casa de oameni. Vă spun o experiență care de fapt, sunt mult mai multe. Dacă voi mai avea ocazie, vă mai spune mult mai multe. Mi s-a întâmplat să fac o vizită la un bolnav. O familie, cam la 40 de ani, așa. Cu doi copii adolescenți. Soțul era mobilizat în pat, într-o bolnav de cancer, într-o fază terminală. Când ajungi într-o situație în aceasta, te prinde nostalgia, n-ai cuvinte, ce cuvinte să-i spui lui un om când el e gata? Sunt gata. Pe limite. Pur și simplu, cum poți să nu ne urmă? Bagi mâna în buzunar. Și te gândești că oamenii ăia stau prin spitale și au cheltuit, și au cheltuit, și au cheltuit, de erau la fund cu resursele. Și bagi mâna în buzunar și te gândești că omul ăla, poate mâine nu va mai fi. Și are nevoie de medicamente, și are nevoie de doctor, și are nevoie de îngrijire. Și dacă un om încheie viața, are atâtea lucruri care trebuie pentru ultimul drum. Și nu spun ca o laudă, pentru că poate cineva o să spună în pașă un lucru din ăsta, nu te lauzi. Deci să nu știe stânga ce face drept. Am dat 500 de lei acolo. Și după aceea, ce m-am gândit eu? Ia să fac eu o strângere de ajutoare pentru omul acesta. M-am dus la prieteni. Măi, eu ne-am un bolnav așa, așa, așa. Cât pui? 200 de lei. Bun. Tu cât pui? 500 de lei. Bun. Tu cât pui? M-am dus de unul altul, așa, unul ce sunt, unul 7 sunt, unul 1000, unul... S-a strâns 2450 lei. 24.500. Căutam acum să găsesc un timp când să pot să duc banii aia la acolo unde au nevoie. Dar într-o zi, imediat în ziua următoare, mergeam pe Cristian.
o dubă din față pe noi, eram tot cu venea spre mine, venea spre mine, am tras pe acostament, am tras, că am văzut, în fața mea era o femeie și un copil și nu puteam să merg mai departe și m-am oprit. Și a zis, Doamne, grija ta. În ultima secundă, m-a tras de volan și aproape venit. Ce m-am gândit eu? Atunci când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, ce se întâmplă? Este cineva care nu vrea. Când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, atunci lucrurile vei avea piedică. Și puneți dumneavoastră, încercați dumneavoastră să faceți lucrul acesta. Când vrei să te duci să dai o parcurie la cineva, să vezi câte obstacole ai. Ai, dacă te treabă ai, doar, da. Tu n-ai timp de tine și acum te ocupi de altcineva. Și vreau să spun că spunea un mare om, spunea așa, zice, dacă ieși pe stradă, din curte, și nu te întâlnești cu satana, să știi că ești cu el. Prin faptul că lucrurile merg bine și nu te încurcă nimeni și scot dimineața și nu te trage nimeni de mânică și nu ai nicio problemă, e un semn de întrebare. Atunci când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, atunci cineva va fi împotrivă. Și luați Biblia și luați Spiritul Profetic cărți, sunt cărți salutătoare. Să vedeți că întotdeauna diavolul a fost cu urmele noastre. Și dacă vrem să facem ceva, Dumnezeu va fi cu noi. Indiferent de obstacole, biruința va fi de partea noastră. Acum, în continuare, vreau să spun, tot e legat de experiență. Aveți la bărăie la soția, v-a spus experiența. Îi dau voi și ei, pentru că a fost cu mine și partea ei. Și acolo am găsit o familie de baptiști. I-am invitat la noi, în cameră. Eram la camera 319. Și am cântat în fiecare seară cântarea 319. Și am invitat oameni acolo până era casa plină. Și cântarea aceasta are o încărcătură spirituală, vă zic. Și totodată cântarea aceasta m-a cântat la întreținut două grupe în biserică și una din ele era o zonă cu mulți pentecostali. Am avut discuții multe, seri, târzii, discuții, iar discuții și o familie de patru persoane s-a gândit să primească adevărul. Și cântarea aceasta erau patru persoane și era și o bătrână acolo. Și fiecare seară am început Apocalipsul, dar era și Apocalips. Și au venit, și au venit și alții și după pare, chiar dacă unii mai veneau cu cap să apuse de băutură, dar am avut cu cine să vorbim. Și am cântat cântarea aceasta în fiecare seară pentru bătrâna aia care era, ca să o vezi pe jos, pentru că ea era bătrână. Și într-o lună de zile am cântat cântarea asta 319, laudă astăzi pe Domnul. Și astăzi vreau să cântăm cu dumneavoastră și soția mea va spune experiența de la Brăila. Și mânge nu să-l curăce.
poate să-ți fie credință, roagă-te și fitare. Și a venit la seară
Și cei care veneau prima seară spuneau ei la rândul lor la alți prieteni. Și a venit și a doua seară, și a treia seară. Și au venit așa de mulți încât în camera unde eram nu mai încăpeam. Și a fost așa de frumos discuții, întrebări și răspunsuri din Biblie, cei care nu cunoșteau. Și am zis, lăudat să fie Domnul, pentru că dacă ai pe inimă pe Iisus și lucrarea Lui și dragostea Lui, ca să poți să o spui la alții, Dumnezeu își va face lucrarea. Dar El ne folosește pe noi ca niște instrumente în mâna Lui, ca să putem să spunem și la alții despre dragostea sa. Și numai așa, cântarea 319, de câte ori cântăm, zicem, uite, de la Brăila, ce s-a întâmplat acolo și cât de frumos a fost. Acum, Domnul știe cât ne vom întâlni pe nou pământ, care vom învia și noi dacă vom fi în Domnul. Și mormântul se va deschide la revenirea Lui. Și Domnul să fie lăudat pentru toate. Amin. Mulțumim. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru faptul acesta și nici nu m-am gândit că o să fiu în acest sejur cu colegii lui mama de școală. Și zice, mama, zice, vezi că sunt niște colegi de-ai mei. Foarte bine, chiar nu. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Cum? Nu știu ce făceau. Da, un lucru și mai interesant este că mama mi-a spus de multe ori de fratele Petrică, el este un bun meseriaș, așa mi-a zis mama, cu instalații, cu din astea. Și ea m-a trimis de câteva ori la el acasă, să îl rog să vină, că aveam niște probleme pe la instalațiile de căldură, de baie și de astea. Dar nu l-am găsit niciodată acasă. Și nu l-am cunoscut până în acest sejur, eu n-am știut cum arată fratele Petrică, care îmi zicea, mama, du-te că e un om de treabă, n-are cum să nu te rezolve. Dar nu l-am găsit acasă. Și în acest sejur, uite că l-am cunoscut. Chiar dacă suntem în aceeași localitate și așa, nu știam cine e fratele Petrică. Dar acum știu și fratele Petrică mi-a zis că nu știa cine e Lucian și acum știe. Da. În continuarea programului, mai avem foarte puțin din acest program. O să o invităm pe Alina să cânte spre slava Domnului, apoi vom asculta o ultimă cântare de grup, Învață-mă să-mi fruteiesc. Voi chema
dragoste pentru orice zi, El va face să fie totdeauna pe buzele dumneavoastră.